începem marea noastră aventură, dacă putem spune așa, aceste 7 zile pe care, cum am spus, aș vrea să le simțiți ca fiind de an. Am numit tema din această seară, așa cum ați văzut și la intrare, vocația de a fi om. Și când mă uit la dumneavoastră și vă văd așa serioși, eu știu că de regulă nu sunteți așa, ci sunteți mai dinamici, mai plin de viață, mai fiecare în casa lui mai spune o glumă, mai spune ceva, dar aici în biserică poate că vreți să păreți așa mai serioși. Mai... Dumnezeu oricum ne știe mai bine. Eu în această săptămână o să încerc să vă mai provoc, așa poate numai să nu râdeți tare uneori. O să vă mai spun anumite lucruri și care poate o să vă scandalizeze, dar trebuie spuse, fac parte din viața noastră, de zi cu zi, și de aceea nu o să mă dau înlături să vi le spun. Așa că pregătiți-vă pentru o săptămână puternică. Am ales în această seară această temă, pentru că totul pornește în faptul de la om. Și vom vedea că, dacă vă uitați și pe acea listă de termene, este un dinamic, e un progres. Și anume vom pleca de la om, omul creat de Dumnezeu, n-am spus încă bărbat și femeie, ci doar om, și vom ajunge până la momentul în care îl însurăm pe acest om și îl facem tată, mamă, îl facem soț, soție, îl căsătorim și apoi îl și trimitem în misiune până duminică, dar parcursul este lung. Așadar, vocația de a fi om. De ce spun că privind la dumneavoastră și văd că sunteți așa serioși, nu vă cred că așa sunteți de regulă? Pentru că noi, oamenii, în realitate, nu suntem cei care vrem. Adică, dacă dumneavoastră vă uitați la mine și aveți impresia că eu sunt acesta care mă vedeți în această seară, vreau să vă spun din start că vă înșelați. Pentru că dumneavoastră nu cunoașteți istoria. Și mai mult, ceea ce nici eu nu știu cum arată viitorul. Ca atare, chiar dacă întorcându-vă în această seară acasă, o să spuneți, a venit un preot și a spus asta și a spus asta, și aceasta o să vă înșelați. Pentru că eu mai am multe de spus sau multe, poate nu vi le spun. Deci, în consecință, nu pot fi cel care vă vorbește. Pentru că, în realitate, dincolo de ceea ce vedem noi, când spun om, spun trecutul lui, prezentul lui și mai ales viitorul. Dar până una alta, spunem trecutul și prezentul. Și tocmai de aceea am spus vocația de a fi om, chemarea de a fi om. Sau puteam foarte bine să spun și misterul omului. Pentru că noi, dragi credincioși, suntem, cred, după Dumnezeu, cel mai mare mister. Nu că suntem misterioși în fiecare zi, nu pentru că facem surprize în fiecare zi, ci pentru că venim de la un mister, de la Dumnezeu. Om. Această făptură pe care Psalmul 8 spune, făptura cea mai minunată. Priviți cât de minunați suntem. Eu nu. Muzică sunt frumos. Dar cum să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu privind la aceste două mâini, privind la aceste două picioare, privind de ce nu la sănătate, poate uneori și umbre de cum e, dar privind la mine însumi. Și privind la mine însumi, descoper că vin de la o mare iubire. Că eu am fost conceput în urma unui act de iubire a părinților mei. Și că ei, la rândul lor, la fel, și bunicii mei, la fel, și străbunicii, la fel, și ajung inevitabil la un Dumnezeu care e iubire și care m-a avut și care mi-a avut pe toți. Și când cineva te iubește,
pune tot ceea ce e mai bun în tine. De aceea, noi ne descoperim, și o să vedeți toată săptămâna aceasta, ne descoperim ca persoane iubite într-o lume în care suntem trimiși să iubim. Deci nu avem o altă misiune pentru această lume decât aceasta de a iubi în diferite forme, sub diferite forme. Dar dacă cineva crede că o altă este fundația noastră aici, se înșeală. Pentru că, vedeți, când cădem noi în depresie, când începem să suferim, când nu ne mai simțim iubiți, atunci, când cade omul în solitudine, când nu se mai simte iubit, dar când se simte omul bine? Când este iubit. No, gândiți-vă, văd persoane foarte serioase, relativ în vârstă, gândiți-vă când v-ați îndrăgostit, ce bine vă simțeați, cât așteptați momentul întâlnirii cu celălalt sau cu cealaltă, cât așteptați. De ce? Pentru că în această logică a iubirii, dragi credincioși, am fost concepuți și în această logică am fost trimiși pe pământ. Ca tare, noi nu suntem, și voi mai repeta această realitate, nu suntem doar ceea ce se vede. În spatele nostru este o istorie de iubire, dragi credincioși. E istoria părinților noștri, dar este istoria lui Dumnezeu față de noi. Pentru că trebuie să știți un lucru. Nimeni, dar nimeni, absolut nimeni, nici măcar cea mai bolnavă persoană, nici cel mai bolnav copil care se naște, nimeni n-a fost trimis pe pământ la întâmplare. Lui Dumnezeu nu-i plac întâmplările. El face lucruri precise și știe de ce ne-a trimis în lume, de ce pe noi și nu pe alții, de ce astăzi și nu un alt timp al istoriei. Știe pentru că El ne-a vrut și voindu-ne ne-a iubit. Dar știți dumneavoastră ceea ce ne face pe noi cel mai plăcuți în această lume? E o realitate de care poate nu ne dăm seama, pe care nu o realizăm și pentru că nu o realizăm, aș spune, nici nu ne comportăm ca atare. E legată de om. Această realitate e că noi purtăm în noi chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și dacă eu vă spun că în această seară am în fața mea niște oameni frumoși, niște oameni foarte frumoși, niște oameni buni, o spun pentru că văd în dumneavoastră chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și aceasta nu e povestea mea. Nu e ca să vă câștig de la început, știi, să spuneți că tare Părintele ne-a spus că suntem frumoși. Că de mult nu ne mai spusese altcineva sau nu ne mai spune cine trebuie să ne spune. Dar la începutul creației, dacă aveți curiozitatea să deschideți Sfânta Scriptură, în Cartea Genezei, la sfârșitul celor 6 zile, Dumnezeu îl creează pe om, zice să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Și spune, asta e pentru mâine seară, l-a creat Dumnezeu pe om, bărbat și femeie, l-a creat după chipul și asemănarea lui. Ce înseamnă acest lucru? Că avem în noi chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Că în momentul în care eu mă uit la cineva, îl văd pe Dumnezeu. Sigur că dacă mă consideră cineva urât, și eu v-am spus că îl vedem pe Dumnezeu, zic, nu, ce urât e Dumnezeu. Și ne strângăm așa, urât Dumnezeu ăsta. Și dacă e și grav, ce gras e Dumnezeu. S-a văzut la televizor zilele acestea. Acea fetiță din Boarticești care a vorbit cu Dumnezeu și era un Dumnezeu grav și a zis, ce gras ești. Nu, nu acest lucru vreau să spun. Când eu văd chipul și asemănarea lui Dumnezeu într-un om, îl văd, de fapt, pe Dumnezeu care te-a creat.
și care s-a pus în tine ca și creatură, s-a pus cu iubirea Lui, pe El, pentru că Dumnezeu se confundă cu iubirea. Dumnezeu e iubire, mai mult, spune Iisus Hristos. Până aici v-am încurcat de tot, că nu mai știu cum are am încurcat. Da, ideea este simplă. Eu trebuie, sunt chemat să-L respect pe celălalt, tocmai pentru că El este creat de Dumnezeu ca și mine. Asta cu puține cuvinte. De aceea eu n-am voie, dragi credincioși, prima idee a acestei serii. Suntem minunați, pentru că e chipul și asemănarea lui Dumnezeu cu noi. Doi, eu nu am voie să-L vorbesc de rău pe cel de lângă mine. De ce? Pentru că vorbesc pe Dumnezeu. E ca și când aș spune lui Dumnezeu, vezi, nu-mi place cum L-ai creat, eu îl voiam așa, adică cum vorbesc eu, cum spun eu. Eu așa îl voiam. Tu, în schimb, L-ai creat cam diferit așa și nu prea-mi place. Pentru că spune Iisus mai târziu în Evanghelie, nu judecați și nu veți fi judecați. Deci cine e, sunt eu, să-L judec pe aproapele meu, care, repet, are în El chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pornim de la această realitate, dragi credincioși, pentru a înțelege misterul omului pe pământ. Că și cel mai mare răufăcător, cel mai mare criminal, pe care noi l-am condamnat după o logică omenească, la rândul lui are chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și că dacă El a făcut un rău, El va da cont în fața judecătorului, în fața lui Dumnezeu. Dar când eu judec, de fapt, o fac eu Dumnezeul lui. O, aproape a ieșit în jucătură. Dar eu sunt un fel de Dumnezeu când îl judec. Și atunci ne întrebăm cum mai trăim noi vocația noastră de oameni. Când vrem să ne înlocuim cu Dumnezeu, vrem să fim noi Dumnezeu. În toate aceste seri vom vedea câte lună și în stele, câte defecțiuni mai avem, câte... Dar e important ca să rămânem cu această idee. Dumnezeu l-a creat pe om și a pus în el chipul și asemănarea lui. În momentul în care vom uita această realitate, uităm că suntem oameni și devenim ceea ce de multe ori spunem neoameni. Ori, idealul, vocația noastră aici pe Pământ, e aceeași cum spunea Ioan Paul al II-lea foarte frumos, de multe ori în discursurile sale, e acela de a deveni și mai oameni. Și mai oameni. Suntem oameni, prin definiție, prin creație, dar trebuie să fim și mai oameni. Dar noi să ne mulțumim cu să fim oameni. Că găsim noi și pe Facebook și pe internet, de multe ori e greu să fii om astăzi. Și de multe ori stăm și acum, adică e greu să fii om, dar suntem deja oameni. Noi știm ce vrea să spună expresia, dar acesta era și cuvântul Papei Ioan Paul al II-lea și, după cum puteți observa astăzi și Papa Francis subliniază și mai mult această umanitate a omului pe care trebuie să o folosească pentru a deveni și mai om. Nu super oameni, super men. Nu, asta e doar o desene animată. Nu îngeri, îngeri nu o să fim niciodată. Că dacă era să ne creeze Dumnezeu îngeri, ne crea de la început. Dar ne-a creat oameni. E important să fim oameni. Cu adevărat oameni. Și atunci vom recunoaște celălalt chipul și asemănarea lui Dumnezeu și nu mă voi coborî să-L judec, să-L condamn, să-L arăt cu degetul, să-L urăsc, să-L dușmănesc, pentru că voi ști că în el, ca și în mine, e prezent, e prezent. De asta am spus vocația
la fiu. Pentru că noi, în general, știm de vocația la preoție, vocația la viața consacrată, dar, dragi credincioși, și a fi oameni este o vocație. E o chemare. Că Dumnezeu putea să ne facă pisici, brazi, chitări. Sunt în fața biserică la meu, în formă de chitară frumoasă. Putea să ne facă orice. Microfonul acesta. Puteam să fiu un microfon, de ce nu? Dar faptul că sunt om, e că Dumnezeu a avut acest lucru. Și trebuie să-i mulțumim. Și dacă aceasta ar fi rugăciunea noastră când ne trezim dimineața, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat o nouă zi, că m-ai făcut om și că pot cu aceste mâini să te binecuvântez, să te îmbrățișez în ceilalți, că pot cu aceste picioare să merg să aduc hrană copiilor mei, că pot construi, că pot surâde cu acești ochi, cu această față. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai creat om. Cât de important este și ajută-mă să mă comport ca om. Lăudați să fie Iisus Hristos. Amen.